La ce am auzit zile trecute, da, am înțeles că se va da Dinamo, se va finaliza această tranzacție și atunci cred că va fi multă liniște pentru toată lumea, și pentru jucători, și pentru suporteri, chiar și pentru Ionuț Negoiță. Poate acum nu e momentul, dar eu nu-l văd vinovat pentru situația în care este Dinamo, așa cum spune toată lumea. De ce? Pentru simplu fapt că acum 3 sezoane se vorbea de jucătorii la Dinamo că nimeni nu depășește plafonul salarial mai mult de 5.000 de euro. Acum, dacă au fost adevărate acele salarii pe care le-am văzut în presă, 16.000, 15.000, 14.000, trebuie să ne gândim că asta înseamnă că Dinamo a avut un buget de minim 4 milioane de euro. Pentru că noi vorbim de 16.000 plus taxe. Asta înseamnă că un jucător poate ajunge la 200.000 de euro pe lună. Casă, mașină, taxe, pe an, scuze. Poate să ajungă un jucător cu 200.000 pe an, da? Vorbim de sume care nu sunt ușor de câștigat de nimeni, indiferent că ai o afacere profitabilă sau nu. Și vorbim de o echipă cu 4 milioane, minim 4 milioane de euro buget, și în 3 sezoane consecutive să fim play-out, nu cred că mai e vina lui Negoiță aici. Poate să mă judece oricine, asta e ideea, așa o gândesc eu logic și mă gândesc dacă aș fi antrenorul Dinamo, ce scuze aș putea să-mi găsesc de fiecare dată când eu am jucător plătit cu 16.000 de euro salariu pe lună și eu mă duc și termin pe locul 7 mereu, minim, locul 7, sunt în play-out. Adică, care-i vina lui Negoiță? Vine, deci Negoiță le dă banda, vine să-i antreneze... Care manageriază sau gestionează... Îți de acord, bun, îți de acord că sunt oamenii lui și e normal să fie puși un club oamenii lui pentru că el dă milioane. Dar eu întreb, dar cine antrenează nu are nicio responsabilitate? Adică acum stăm și îl judecăm pe Mihalcea după 2 meciuri, dar 3 ani de zile toți antrenorii care au fost n-au avut nicio vină. Adică Dinamo a antrenat pe locul 9, n-a avut nicio antrenor nicio vină, că fundașul dreapt era de picior stâng, că fundașul stâng era de picior drept, adică am găsit orice alte motive, numai antrenorul n-a avut nicio scuză la Dinamo. Dar ne gândim acum să-l schimbăm pe Mihalcea după două etape. De asta mi se pare puțin... Mă rog, 2 etape de campionat plus cupa, 3 meciuri în total. De asta spun, mi se pare puțin așa, adică dai de un dinamovist care vine de la echipa națională, secundă al echipei naționale, vine la Dinamo într-o situație dificilă, se sacrifică, chiar la un moment dat atacat din diferite părți. Și tu te gândești după 3 etape să-l schimbi? Mi se pare puțin de neînțeles.